Moroiul este o creatură mitologică din folclorul românesc, descrisă ca fiind un spirit rău, care bântuie locurile izolate și aduce ghinion și nenorociri oamenilor. Termenul moroi provine din limba slavă și este înrudit cu cuvântul moră, care înseamnă moarte sau mort. Moroi sunt considerați a fi spirite malefice, care pot lua diverse forme și pot provoca diverse neplăceri și suferințe. În tradiția populară românească, moroi sunt adesea asociați cu morții neîngropați sau cu sufletele rătăcitoare ale celor care au murit în condiții tragice sau care nu au fost îngropați cu toate ceremoniile și rugăciunile necesare. Se crede că moroi bântuie locurile unde au avut loc crime, accidente sau alte evenimente tragice și că își manifestă prezența prin diverse fenomene supranaturale, precum sunete ciudate, lumini stranii sau apariții fantomatice. Moroii sunt considerați a fi ființe malefice și periculoase, care pot aduce ghinion și nenorociri oamenilor. Ei sunt adesea învinuiți pentru diversele necazuri și tragedii care au loc într-o comunitate, cum ar fi bolile, accidentele sau moartea prematură a oamenilor și a animalelor. De aceea există numeroase superstiții și practici magice folosite pentru a îndepărta moroi și pentru a proteja oamenii împotriva influenței lor malefice. Printre cele mai cunoscute tradiții și obiceiuri legate de moroi se numără tămâia și purificările, pentru a alunga moroi și pentru a proteja casa și familia împotriva influenței lor malefice. Oamenii recurg adesea la tămâie și la purificări magice. Acestea constau în arderea de plante aromatice și de rășini în interiorul casei sau în jurul ei, pentru a crea o barieră protectoare împotriva spiritelor rele și a aduce noroc și sănătate în casă, tămâia și aprinderea de lumânări. Se crede că fumul de la tămâie și alte substanțe aromatice are purificatoare și că poate alunga moroi și alte spirite malefice. De aceea, oamenii obișnuiesc să aprindă lumânări și să tămâieze în casa sau în jurul ei, pentru a-și proteja familia și bunurile împotriva influenței malefice a moroilor. Rugăciuni și incantații, pentru a-și proteja casa și familia împotriva moroilor și a altor spirite rele, oamenii recurg adesea la rugăciuni și incantații magice. Acestea constau în rostirea de formule și invocații speciale, care au puterea de a alunga moroi și de a aduce noroc și sănătate în casă, portul de talisman și amulete, pentru a se proteja împotriva influenței malefice a moroilor și a altor spirite rele. Oamenii poartă adesea talisman și amulete magice, care au puteri protectoare și purificatoare. Acestea pot fi obiecte de metal, pietre prețioase sau alte obiecte speciale, care sunt considerate a fi încărcate cu energii pozitive și capabile să alunge spiritele rele. Evitarea anumitor locuri și obiceiuri, pentru a se proteja împotriva influenței malefice a moroilor și a altor spirite rele, oamenii evită adesea anumite locuri și obiceiuri considerate a fi periculoase sau nefaste. Printre acestea se numără mersul în locuri izolate în timpul nopții, dormitul în case părăsite sau atingerea unor obiecte sau plante considerate a fi în legătură cu moroi și cu alte spirite rele. Moroii sunt ființe malefice și periculoase din folclorul românesc, care bântuie locurile izolate și aduc ghinion și nenorociri oamenilor. Pentru a se proteja împotriva influenței lor malefice, oamenii recurg la diverse tradiții și obiceiuri magice, care au ca scop alungarea moroilor și aducerea noroc și sănătate în casă și în familie.